care vreau să-l spun legat de tragedia de la Constanța. În primul rând, să spun încă o dată ca om că toată compasiunea și toată solidaritatea pentru familiile victimelor, pentru cei care au de suferit. Vreau să mulțumesc de fiecare dată în aceste contexte tragice celor care își fac datoria și o fac și în continuare. Și acum când noi suntem aici și vorbim ziua, noaptea, în condiții foarte dificile, am primit primele concluzii de la Ministerul de Interne și bineînțeles sunt de acord și vom aproba și în guvern primele responsabilități care trebuie asumate, însă vreau doar să anunț un singur lucru, că eu cred și va fi nevoie în continuare să continuăm să aflăm cum s-a produs și cum s-a ajuns la această tragedie. Cu siguranță și parchetul va face ceea ce ține de atribuțiile legale ale parchetului și o să vreau pentru Departamentul de Intervenție a Situației de Urgență să găsim soluția unui audit extern, pentru că am investit și investim foarte mult și e foarte bine acest lucru, însă în final oamenii și procedurile trebuie să fie mai bine pregătite atunci când avem situații de acest gen. Vreau însă și fac un apel să tratăm cu respect și responsabilitate una din instituțiile cele mai eficiente din România, sistemul de intervenții în situații de urgență, însă e clar că nu există sisteme perfecte și că toate trebuie reevaluate și îmbunătățite și orice fel de vinovăție sau responsabilitate va fi cazul, va fi asumată. Ultimul lucru, vă rog pe toți miniștrii să participați la dezbaterile din Parlament pentru buget. Știți foarte bine care sunt condițiile generale ale bugetului, însă Parlamentul este cel care decide în final și vă rog să conlucrați, să explicați acolo unde se pot face lucruri mai bune, cu siguranță, dar și să explicați acolo unde ne-am dorit, dar nu sunt acum resurse, nu sunt niciodată resurse pentru toate proiectele.